Încă de dimineață este aglomerație mare în piețele din Ploiești, iar căldura se resimte din plin și cum canicula poate crea mari probleme, au fost luate măsuri care să protejeze ploieștenii. Am asigurat în fiecare piață câte un dozator cu apă rece și, bineînțeles, sunt puncte în care există și personal medical în piețele Vest, Nord și Maluroș, care stau la dispoziția cetățenilor care au simptome de leșin sau alte probleme legate de caniculă. Am înțeles că sunt astfel de cazuri. Sunt. Pentru că oamenii, deși sunt avertizați, tot ies în perioada în care canicula este la vârf. Oamenii spun că fac față cum pot caniculei. Ce să facem, doamnă? Ne resemnăm. Încercăm să ne obișnuim, să ne acomodăm, să mergem înainte. Na, avem nevoie. Se face cald rău? Da, se face, dar nu, normal. Gândiți-vă că e un spațiu închis aici și condițiile sunt astea care sunt. Cum faceți față? Foarte bine fac, doamne. Îmi place și căldura, îmi place și frigul. Ce să face? Asta ne le dă Dumnezeu după fapte, după faptele noastre. Cald, foarte cald și cu asta ne răcorim. Deși nu pot să car, dar trebuie să mănânc fructe măcar. Pepene. Spală rinichiul, mă hidratează. Cum faceți față căldurii? Greu. Plec dimineață și vin pe urmă într-o jumătate de oră repede acasă. Municipalitatea anunța că vor fi puse dozatoare cu apă potabilă în halele centrale, Piața Centrală, Piața Aurora Vest, Piața Nord, Malul Roșu, 9 Mai și Piața Mihai Bravu. De asemenea, vor funcționa puncte de prim ajutor medical în Piața Centrală, cea din Aurora Vest, Piața Nord, cea din Malul Roșu și Sala Sporturilor Olimpia. Un punct de prim ajutor va funcționa și în Parcul Municipal Vest.